Oamenii păstrează tradiția de bunăvestire și oricât de mic ar fi bugetul, cumpără o bucată de pește pentru a-l prepara. Numai că, de multe ori, ceea ce cumpără nu are calitatea la care se așteaptă. Comisarii de la Protecția Consumatorului Prahova au găsit mai multe nereguli. De ce înseamnă tamele ăsta? Pentru ce ceilalți nu s-au decongelat și numai așa se decongelează? N-am avut unde timp să... Unde i-ați ținut până acum? Nu, aici! Aici am stat. Nu vedeți că este între... Aici am stat, dar... Și se împrăștiat și ăla de dedesubt, vă spun eu că a fost cine știe unde și i-ați amestecat dumneavoastră pești congelat cu pești decongelat, ca să se recongeleze. Problemele care s-au identificat sunt cele care le-am găsit împreună de atâtea ori, adică nu se respectă întotdeauna condițiile de depozitare, în special la peștele congelat. Astfel încât am găsit pește parțial decongelat, am găsit pești fără elemente de identificare și caracterizare, pentru care nu s-au putut prezenta nici documente de proveniență care să fie de luat în seamă pentru a putea fi identificat care este lotul, care este prospețimea, care e data când expiră minima durabilitate. Vor fi sancțiuni care vor merge până la 30.000 de lei. Numai cine e mare consumator de pește știe cum să-l aleagă, altfel peștele congelat se dovedește a fi alterat atunci când ajunge în tigaie. Peștele congelat trebuie să fie ferm, să nu apară porțiuni de pește decongelat. Peștele trebuie decongelat lent în frigider la maxim 4 grade. Nu trebuie să se desprinde la manipulări ușoare, ochii nu fie înfundat, abdomenul trebuie să fie flasc, branchiile trebuie să n-aibă culori modificate, să n-apară fenomenul de mâzguire, de miros nespecific. Nu verific, dar toată lumea dacă e proaspăt. De unde ești proaspăt? Păi după cum s-a văzut, așa, după culoare, pardon, după culoare. Bă, ziua, dar și mai e bun, domnșoar, nu mai e nimic. De și peștele ăsta se pute de la capăt. Am cumpărat un crap românesc și mă duc să-l prepar. Nu vă e frică să nu fie alterat? Nu, pentru că mișca. Și sunt o fostă nevastă de pescar. Știți să-l alegeți? Bineînțeles. Să fie proaspăt, să aibă ochiul în afară, să miroase a pește, nu a altceva. De bună vestire a fost vânzare mare la Ploiești, iar vânzătoarele confirmă că aglomerația a fost maximă. Ceva anume, de toate. Numai pește să fie. Au ajuns să se și certe. Cred că nici pe tipul Ceaușescu era așa. Cumpărătorii de pește din Ploiești recunosc că de bună vestire, când tot românul mănâncă pește, merg și pe încredere și cumpără produse mai ieftine, de calitate îndoielnică și, spun că uneori, nu se mai gândesc la sănătatea lor, din dorința de a păstra tradiția.